Bună dimineața, bine v-am regăsit la previziune. Avem prima reacție a lui Ninel Peia după ce a dispărut de sub paza SPP. Candidatul la prezidențiale spune că nu a fugit de ofițerii SPP și nu consideră că trebuie să dea explicații nimănui despre locurile în care merge. Vă reamintesc că Ninel Peia a fost găsit în această dimineață la Mănăstirea Putna după ce poliția și ofițerii SPP l-au căutat aproape 24 de ore. Eu am mers la Mănăstirea Putna pentru a lua binecuvântarea părintelui starț Velnic, pentru a merge mai departe în această luptă prezidențială. Fără binecuvântarea părintelui, aș fi renunțat. Părintele mi-a dat aseară binecuvântarea și voi continua și voi merge mai departe. Nu am dispărut, am mers la mănăstire să mă rog să cer binecuvântarea părintelui starț.